Ne-am întors în direct, chiar dacă în imagine îl vedeți pe rectorul Universității Politehnice București, cel mai tare institut, cea mai tare universitate de tehnică, de studii tehnice din România și una dintre cele mai bune din Europa de Est. Nu am uitat că salut, domnule rector, și mă bucur foarte tare, vă spun la mulți ani. La mulți ani, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Cu tot dragul și prin dumneavoastră salut tot corpul profesoral de la toate universitățile din România, toți fiind afectați, tot și corpul profesoral și studenții. O să avem și o masterandă în direct cu noi, o fată care studiază ingineria chimică și care este model în grupul ei de studenți, și vom vorbi despre întoarcerea rapidă, necesară, aș spune sine qua non a studenților, iată o aveți în imagine pe Ionela, imediat o să mergem și la ea. Întoarcerea în laboratoare, întoarcerea în sălile de disecție, întoarcerea acolo unde se face școală adevărată ca să scoatem medici, ingineri, avocați, specialiști, așa cum și-au dorit ei când au intrat în facultate și cum își doresc profesorilor. Vom face asta imediat, dar nu înainte de a-l asculta pe Lucian Romașcanu, senatorul PSD, răspunzând la întrebarea pe care l-am rugat să o aibă în vedere după pauză să ne răspundă. Lucian, ești în direct. Ok, mersi. În primul rând să-l salut pe Mihnea, drag prieten și fost coleg. În al doilea rând aș vrea să corectez ceva, o informație extrem de, cum să spun eu, periculoasă, i-aș zice, chiar dată de Daniel Fenechiu mai devreme, cum că vaccinații și nevaccinații sunt purtători și transmitători de virus. Asta e o informație extrem de, cum să spun eu, riscantă, și eu nu am date sau informații că acest lucru se întâmplă și ar trebui să fim mai atenți când facem acest lucru, pentru că noi suntem în plin proces de a convinge lumea să vaccineze și orice asemenea informație. Foarte corectă precizarea, îți mulțumesc pentru ea. Te ascult acum cu răspunsul la întrebarea pe care am formulat-o înainte de publicitate. Eu am avut șansa să fiu în anul centenarului o parte din el și pregătindu-l pe acesta, ministru al culturii și identității naționale. Din păcate, această ultimă parte a dispărut din denumire din cauza nu știu cui în actuala guvernare. Și am făcut atunci unirea, ar fi trebuit celebrată prin acte care se ducă la unirea noastră între noi. Pentru că am avut și aici, și în America, și peste tot, odată accese de majore de individualism venite după comunism și, în al doilea rând, discursuri politice care au segregat țara. Au împărțit-o în cel puțin două bucăți mari. Foarte corect. Pe care le-au pus în luptă una contra alta. A început Băsescu, a continuat președintele Iohannis. Lucrurile astea nu trebuie să întâmple. Cum să spun eu, specialist celebru în domeniu a fost Trump, care a reușit să ducă asemenea discurs la nivelul la care oamenii au dus, au intrat în simbolul democrației americane. Deci, din punctul meu de vedere, este extrem de importantă această unire între noi, ca nație, între fiecare cetățean al fiecarei nații, să se simtă parte a acelei nații în comuniune cu concetățenii săi, iar la nivel internațional, sigur, această unire... Luciane, ultima întrebare, dar răspunde la nivelul poporului, al nostru, al plebei, nu la nivelul vostru elevat. La nivelul nostru, care înțelegem mai puțin politică. Toată lumea înțelege, mai ales telespectatorii B1. Tu crezi, Lucian, că e posibil într-un viitor util, atenție la formulare, într-un viitor util, nu peste 100 de ani, într-un viitor util pentru țară și pentru nație, tu vezi echipe de elită ale PSD-ului și ale liberalilor, ți-am dat așa un exemplu la întâmplare, cele mai puternice partide de dreapta și de stânga din țară, le vezi la aceeași masă unui proiect național, da sau nu? Și dacă da, aduse aceste echipe de cine? Da. În primul rând, domnul Iohannis trebuie să-și reevalueze major discursul din campanie și dinaintea campaniei. PSD-ul nu e niciun fel de rău în această țară, este votat de unul din trei români, iar discursul de atunci să fie uitat, eventual să fie, cum să spun eu, chiar de dumnealui trecut în istorie, pentru că vă spun un adevăr obiectiv. Nimic nu se poate face în această legislatură fără PSD sau fără PNL. Nu putem face modificarea Constituției, nu putem face reforma administrativă. Deci dacă nu găsim calea de a lăsa
lucrurile rele la o parte și a ne pune la masă pentru popor, avem iarăși 3-4 ani pierduți și nu cred că România își mai primită. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, mulțumesc mult, Lucian. A fost senatorul Romașcanu, unul dintre reprezentanții de vârf ai Partidului Social Democrat. Vă anunț o veste foarte bună, nu este doar Mihnea Costoiu, rector în emisiune în direct, îl avem și pe valorosul rector, șeful Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București. Bună ziua, domnule profesor Jinga. Bună seara. Bună seara, iertați-mă, corect, bună seara. Acolo este prietenul și colegul nostru de la Politehnică, îl salut pe dânsul. Acum vă întreb pe amândoi și răspundeți, știu că sunteți și amici și colegi și eleganți unul cu celălalt, răspundeți în ce ordine stabiliți dumneavoastră de comun acord, ori partea tehnică, ori partea de sănătate și partea medicală, cât de important este ca în scurt timp, eu aș spune imediat, eu aș spune mâine dacă e posibil, să vă vină studenții înapoi în laboratoare, să vă vină în amfiteatre, față în față cu cadrele didactice, să meargă în sălile de disecție, să meargă în spitale, să facă practică, să scoatem pe bandă rulantă medici de mare valoare, cum scoate Carol Davila, și nu doar Carol Davila în fiecare an, și nu doar UPB-ul scoate ingineri. Știți ce mă doare, apropo, stimațele spectatori? O să se supere cei doi rectori, dar ăsta e adevărul. Bă, muncesc cu oamenii ăștia de le sar capacele și umplem Europa și planeta de ingineri și medici de calibru, pentru că nu suntem în stare ca nație să-i ținem acasă. Pe mine mă doare sufletul. Credeți-mă. Eu știu ce fac ăia la aeronave la Politehnica București și cum beneficiază Airbus Andrus Industrie la Toulouse de inginerii noștri. De ce? Pentru că îi școlește Costoiu și ăia vin și spun, eu îți dau 6.000 de euro plus casă și masă. Și ce să facă? Cu ce să-i ții în țară? Îi școlește Jinga și vine clinica din Yorkshire și spune, ai 5.000 de lire sterline pe lună, casă și masă. S-a terminat lucrarea. Bine, îmi cer scuze pentru driftingul acesta. Domnilor rector, vă ascult. Întrebarea a fost pusă de un părinte, de student. Mi-a trimis-o pe e-mail, din care întrebarea am făcut acest subiect. Dacă îmi permiteți să încep eu, pentru că am vorbit mult despre medici, despre spitale și laboratoare. La noi s-a desfășurat o activitate hibridă. Deci nu se întorc în laboratoare și spitale, ci vin poate într-o perioadă mai lungă. Dacă până acum noi am desfășurat o activitate hibridă, cursurile online, dar activitatea practică în laboratoare și în spitale a fost, într-adevăr, cu 25-30% din timpul alocat acestei activități a fost cu prezență fizică. Sperăm ca în semestru 2 să fie poate 100% cu prezență fizică, mai ales că foarte mulți din colegii noștri s-au și vaccinat. Medicina nu se poate face online și eu mi-am asumat, poate dintre puține universități care au desfășurat această activitate hibridă, în care studenții au venit, într-adevăr, și au făcut partea practică la patul bolnavului, având grijă să respecte toate regulile pentru a nu se infecta și nu a infecta pacienții. Noi am dat, știți bine, și admiterea fizic și am dat și licența fizic, deci am încercat să fim, poate, exemplu pentru ceilalți și studenții noștri sunt unii voluntari în spitalele COVID. Când se voluntari, domnul Jinga, înainte să merg la Politehnică, la domnul Costoiu, vă întreb așa, când estimați sau când aveți informații de la minister că veți avea studenții și dumneavoastră și la Babeș, Bolyai și la marile centre universitare medicale din țara asta, îi veți avea în amfiteatre? Noi începem în martie, semestrul 2. Vom vedea dacă vom avea un procent mare de vaccinați. O să facem și cursurile, poate fizic, dar în principiu, v-am spus, partea teoretică se poate face online, dar partea practică vom avea, zic eu, 100% prezența în spitale și în laboratoare și în sălile de disecție. Și acum au dat examene practice, noi am dat examenele fizic, pentru că sunt unii la buget, unii la taxă, pentru a nu fi discuții că la online se mai fraudează, examenele noastre s-au desfășurat în această perioadă fizic, examenul practic, cu prezența studentului fizică în fața profesorului și chiar și la disecție, au fost, într-adevăr, repet, nu o perioadă alocată era de obicei, o perioadă mai scurtă, dar au venit studenții și la disecție. Da, domnul Costoiu. Opriți-vă un pic, porniți microfonul, vă rog frumos, domnule rector, și reluați că sunt convins că fiecare... Scuzați-mă. Acum vă auzim. Scuzați-mă, vă rog să mă iertați. Spuneam că este evident pentru noi toți, pentru orice fel de, orice om din această țară, pentru orice om din școala românească, din școală în general, faptul că este important să venim cu toții în amfiteatre, în laboratoare, așa cum spunea colegul și prietenul meu, domnul rector Jinga, pe care îl salut de asemenea. Este foarte important să venim cât mai repede.
Însă, o spun foarte tranșant și foarte direct, este la fel de important să creăm cadrul de a reveni mai repede în universitate. Cu alte cuvinte, întrebarea colegilor noștri, pe care și noi o punem în această perioadă în universitate, este ce s-a întâmplat care e diferența între școala de acum 3 luni, acum 5 luni, acum un an sau școala din martie, dacă nu reușim să ne vaccinăm. Ceea ce este foarte important, și aici subliniez și eu ce spunea domnul rector Jinga, este foarte important să avem un proces de vaccinare cât mai larg. Este extrem de important și pentru colegii noștri, pentru că vorbim aici în primul rând de cadre didactice, dar nu numai, de întreg personalul universității, iar din dorința de a veni mai repede la școală, până la urmă aceasta este ținta, Universitatea împreună cu colegii de la medicină, le mulțumesc încă o dată și încă o dată, a pus la dispoziție spații pentru ca autoritățile să beneficieze de un centru de vaccinare curat, frumos, în universitatea noastră, care să deservească atât mediul universitar bucureștean, cât și Bucureștiul în ansamblu său. Deci noi facem demersuri multiple în această perioadă, tocmai din dorința de a crește gradul de vaccinare și în final, evident, de a veni cât mai repede la școală. Da. Revenind, noi începem pe semestrul 2, la începutul lunii martie, sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, și în speranța că vom avea cât mai mulți dintre colegi vaccinați, vrem să revenim la programul hibrid pe care l-am aprobat la începutul anului universitar. Am înțeles. Vă rog frumos pe amândoi, în ordinea domnul Jinga, domnul profesor Jinga și apoi domnul profesor, amândoi rectorii, domnul profesor Costoiu. Lângă mine îl vedeți deja și pe Iulian Cristache, președintele Asociației Părinților, va intra imediat în interacțiune cu emisiunea și cu voi, cu cei de acasă. Salut, Iulica, mă bucur că ne ești alături. Discuția deocamdată, discuția o păstrăm în mediul universitar, dar revenim imediat și la clasele de la clasa 1 până la 12. Oameni buni, vă întreb așa, domnilor rectori. Cum stă echipa profesorală, corpul didactic al UMF Carol Davila și al UPB-ului la capitolul vaccinare? Pentru că domnul Costoiu a adus în mod corect acest subiect în dezbatere publică. Ce înseamnă vaccinarea în raport cu revenirea rapidă și eficientă și necesară în amfiteatre, în laboratoare, în săl de disecție, peste tot acolo unde se face cu adevărat învățământ universitar. Ce înseamnă la dumneavoastră, domnul Jinga, nivelul de vaccinare al corpului profesoral și ce așteptări aveți de la, ca răspuns social la această campanie, de la noi ceilalți, de la nivelul unui rector care pregătește medici, domnule profesor Jinga? Din fericire, corpul academic al universității, partea spitalicească, adică cei care sunt și medici în spitale, au reușit să se vaccineze. Cei care sunt în preclinic, au reușit și o parte dintre ei, au reușit și ei să se vaccineze. Dintre studenți, iarăși, probabil cam 40-50% dintre studenți s-au vaccinat, pentru că noi am beneficiat în prima categorie, deci, în sensul că atunci când a dat drumul la centrele vaccinare în spitale, cadrele didactice din spitalele respective s-au vaccinat, studenții care făceau stagii în spitalele respective s-au vaccinat, dar la un moment dat, știți foarte bine, a scăzut numărul de doze care au intrat în România și atunci s-a blocat puțin. Avem încă și noi cadre didactice, mai ales de la preclinic, de la farmacie și de la medicină dentală, care încă nu s-au vaccinat. Și alte universități, probabil că nu s-a vaccinat nimeni. Chiar m-a sunat un domn rector la universitate și mi-a zis: eu nu mă pot vaccina, deși aș găsi un loc pentru mine, dar nu pot să mă duc pentru că ceilalți 1000 de colegi nu se pot vaccina. Am vorbit și eu la conducerea ministerului și unde am putut, pentru că ceilalți colegi de la universități vin și mă întreabă pe mine, exponentul mediului academic medical, evident, și nu am răspuns și nu au avut răspuns nici cei de la minister să spună când se pot vaccina aceste cadre didactice. Și atunci, domnul Jinga, și atunci ce răspuns îi puteți da în direct, deși știu că o puteți face mintenaș pe telefon ca doi prieteni ce sunteți, domnului rector Costoiu, la o întrebare absolut corectă, logică, legică, firească. Domnule, care e diferența între ce se întâmplă în țărișoara asta în septembrie-octombrie și diferența între ce se va întâmpla în februarie-martie? Prin prisma acestei... Poftim? Dânsul a făcut tot posibilul să aibă un centru modern de vaccinare, dar să uită, vorba aceea, este camere goale, pentru că nu are vaccinul.
are dreptate că situația e cam la fel. Poate din punct de vedere epidemiologic sunt mai puține cazuri acum, ceea ce este fericit, dar să sperăm că nu vine acea mutantă din Anglia sau din altă țară la noi și atunci să crească numărul de cazuri. Poate aici e diferența că sunt mai puține cazuri și oamenii s-au obișnuit să respecte măsurile de siguranță. Asta ar fi singura diferență, dar... Vă mulțumesc mult. Un mesaj, înainte să merg la domnul Costoiu, un mesaj, domnule Jinga, pentru toți părinții de studenți din toate centrele universitare în care medicina le ia acasă și, slavă Domnului, avem încă învățământ superior foarte valoros în domeniul medical. Ce mesaj le dați părinților, atenție, nu studenților? De ce? Pentru că au muncit, s-au spetit, unii și-au luat de la gură ca să-și facă copiii medici. Sunt familii care fac eforturi disperate să țină copiii în facultăți și acum să uită la dumneavoastră, sperând să le dați un mesaj de bine, să le spuneți ceva încurajator, să nu considere că au muncit degeaba sau se spetesc muncind pentru copiii lor să-i facă medici în țara asta. Sigur, noi ne asumăm să aducem studenții în învățământul practic, în spitale și în laboratoare și cu siguranță pe baza celor care s-au vaccinat până acum și ei sunt pe platformă și imediat ce vin dozele se vor vaccina, vor învăța să devină medici adevărați. Din primăvară vor petrece mult timp în laboratoare și mai ales în spitale la patul pacienților, astfel încât să fie sigur, o mai târziu îi vor trata cu profesionalism. Am înțeles. Mulțumesc mult, domnule rector. Domnul Costoiu, sper că nu v-am supărat cu afirmația mea legată de maniera în care școliți oamenii, faceți din studenți niște ingineri de valoare și ei, nefiind în stare România să-și țină acasă, mulți dintre ei ne părăsesc și pleacă pe alte meleaguri. Nu m-ați supărat. Din fericire, în ultima perioadă, rămân din ce în ce mai mulți acasă, ceea ce e important, dar din nefericire nu rămân atât cât ar trebui acasă și există foarte multe opțiuni ale tinerilor noștri care, cu privire la opțiuni în a alege un job în afara României, uneori și în afara Europei, sau de foarte multe ori. Aș reveni la două mesaje importante din punctul meu de vedere în această perioadă. Și vă dau situația de la noi de universitate. Știu ce se întâmplă în mediul universitar, ca și domnul rector Jinga, dar în universitatea noastră, imediat ce a început această campanie, ce se pregăteam această campanie, am solicitat colegilor să pronunțe câți dintre ei ar vrea să se vaccineze. Corect. Știind bine dezbaterea, câți, cum, ca să putem să avem un element de măsură, putem să oferim autorităților elementele necesare. Și răspunsul astăzi când vorbesc cu dumneavoastră este de 77% cadre didactice, 77% cadre didactice și pe măsură ce trece timpul din ce în ce mai mulți colegi răspund și de 92% personalul didactic auxiliar, cum spunem noi, personalul suport. Adică un număr foarte mare din angajații universității vor să se vaccineze. De asemenea, nu vă ascund, am foarte multe mesaje pe toate mijloacele comunicate de la studenți care vor să se vaccineze. Deci, în Universitatea Politehnică, mesajul este clar, vrem să ne vaccinăm. Ținând cont de acest răspuns, ne-am apucat să facem centru de vaccinare, să-l punem la dispoziția autorităților. Însă eu vreau să fiu sincer și nu fără să fiu specialist, n-am pretenția, nu mă pronunț, ați invitat foarte mulți specialiști, însă nu pot să nu remarc faptul că ai noștri colegi din Europa în această perioadă continuă să închidă ușile, din contră sunt țări care au luat măsuri mai dure în această perioadă, Italia, Marea Britanie și așa mai departe, ați relatat și dumneavoastră, nu insist. Ținând cont că la noi este un spațiu, un delta T, cum spunem noi în inginerie, un timp prin care valul european a ajuns în România, sunt, recunosc sincer, îngrijorat. Nu pot să nu-mi exprim această îngrijorare. Și este îngrijorarea nu doar a mea, ci și a colegilor mei. Deci este foarte important... Vreau să înțeleagă cei de acasă, pentru că nu ești fiște cine, ești Dita mai rectorul UPB. Ce te îngrijorează? Ca cetățean al țării sau ca rector? Și. Gândiți-vă că această universitate are 3300 de angajați și 33.000 de studenți. Eu mă simt responsabil pentru fiecare dintre ei, fără să vreau să exagerez absolut deloc, pentru că până la urmă este responsabilitatea și a mea, nu doar a mea, dar și a mea, dacă cineva a dus
dus la școală, cum să spun, este pus în pericol fără să luăm măsurile necesare. Corect. Sunt conștient, perfect conștient că o școală la distanță nu poate fi egală cu o școală la fața locului, însă viața nu poate fi egală cu nimic altceva și nu poate fi comparată cu nimic altceva. Deci trebuie să fim foarte atenți și, repet, disponibilitatea noastră este maximă în a sprijini procesul de vaccinare cu toate forțele pe care le avem, în a aduce acest vaccin mai aproape de oameni prin mijloacele noastre. Repet, ce putem face noi, tocmai din dorința de a veni cât mai repede la școală. Însă, repet, e un semnal pe care trag prin intermediul emisiunii voastre. Haideți să vedem ce se întâmplă și în Europa și să vedem care este dacă acest val va veni la noi, cu tulpini modificate sau nu, dar eu nu pot să nu mi-aduc aminte faptul că vorbeam anul trecut cu colegii din Lombardia, din zona de nord a Italiei, colegii noștri de la Torino, de la Milano și așa mai departe, care erau îngroziți. Iar acești colegi în acest moment ne spun că ei au închis tot, inclusiv școlile. Ceea ce mă îngrijorează foarte mult, recunosc foarte sincer, nu mă feresc să spun acest lucru. Mihnea, să-ți dea Dumnezeu sănătate, oameni buni, atenție mare. Mai țineți un pic imaginea așa, pictore. Că spune domnul Costoiu ce spune, este alarmant. Dar o spune la 3 minute 4 după ce Jinga, rectorul de la Carol Davila, a spus același lucru. Atenție mare! Îi e teamă rectorului de la Universitatea de Medicină și Farmacie București de exact nenorocirea despre care vorbește toată Europa. Vine rectorul de la Politehnica București și spune același lucru. Dom'le, mă tem, colegii mei din cele mai tari centre universitare, pentru că Lombardia este miezul, nordul Italiei este miezul tehnic al Italiei, acolo se fac banii, sudul îi cheltuie, nordul îi produce, asta e Italia. Și vine rectorul Costoiu și vă spune același lucru. Eu în locul vostru acasă m-aș gândi de două ori la spusele astea. Nu ne spune fiște cine. Mihnea, mulțumesc mult de tot. Rămâneți... Eu mulțumesc pentru invitație. Cu drag, oricând. Rămâneți cu mine, cu Iulian și cu Ionela. O să intrăm în direct imediat cu ei. O scurtă pauză publicitară și o să revenim. Un masterand și un lider al părinților pe tema învățământului universitar. Ce înseamnă laboratoarele, ce înseamnă revenirea grabnică în amfiteatre și în sălile de disecție în cazul celor care fac medicină și ce înseamnă ziua de azi pentru părinți și începutul școlii, posibil, pe 8 februarie. Revenim imediat! Da, ne-am întors în direct, oameni buni, așa cum vă spuneam, Iulian Cristache alături de noi. Iulică, o sinteză, îți mulțumesc că ai stat atâtea minute lângă noi, știu că te-am plictisit, dar ai văzut și tu cum a evoluat emisiunea. Apropo, Iulică, încă 10 secunde, bag capul, bagă camera 1. Iată, bag capul, să o vedeți pe Ionela, uitați-vă ce frumoasă e, la ea mergem imediat după ce vorbim cu Iulian. Zi, Iulică! Nu știu, tot ați vorbit cu rectorii, cu domnul Costoiu, pe care îl cunosc și îl apreciez și vă rog să mă credeți că la fiecare întâlnire pe care am avut-o cu dumnealui la Comisia de Învățământ de la Senat, niciodată nu a gândit în cheie politică. Deci chiar este un om deosebit în acest punct de vedere. Corect. Doi, nu știu de ce există această bătaie de joc referitor la profesor și de ce nu au făcut niște rezervări speciale în centrele lor pentru întreaga categorie de profesori, astfel încât să terminăm. Deci în faza inițială arătăm către dumnealor că nu vor să vaccineze și acum săracii aleargă să se înscrie pe acea platformă, care numai platformă nu este, și sunt obligați ca în două săptămâni să înceapă școala. Este Bravo. Normal să se le creeze niște condiții speciale. Eu, dacă mă întrebați cum este Institutul Politehnic, cum este Facultatea de Medicină, făceam acolo un centru special de vaccinare o săptămână, pentru că sunt spații Ufă, foarte mă, mari. Iulică, și... la Costoiu e centru de vaccinare frumos făcut, l-am văzut. Exact. Dar n-are doze. Și terminam, doze, păi trebuia prioritare, deci nu trebuia să meargă către nimeni. Deci dacă vrem să începem școala și vrem să avem certitudinea că vom avea un succes, oricum va fi o provocare imensă, pentru că sunt păreri pro și contra. Văd că domnul ministru al Sănătății iese cu o declarație bună din punctul meu de vedere, dar fără explicații, doar aruncă așa în eter câteva cuvinte. Spune că dacă un copil va fi depistat pozitiv, atunci toți elevii din clasa aceea, în acea clasă vor fi testați.
Cum și de către cine? Trebuie să spună, da, domnule, noi am gândit la nivelul Ministerului Sănătății să venim cu teste rapide, avem cabinete școlare, vom solicita avizul părinților astfel încât acești copii să fie testați, dar doar să arunce așa niște declarații, să ne lași să ne războim pe Facebook, că nu știm. Eu sunt prins între Ciocan și Nicovală, sunt părinți care au zis, eu să-mi las copilul să-l verifice niciodată. Avem cadre medicale în unitatea de învățământ? Nu avem. Și atunci Iuliane, fii atent, fii atent întrebare. Ai 30 de secunde să răspunzi lung, scurt, dar 30 de secunde. În opinia ta, situația vaccinării și a acestei campanii, fiind cea știută, va începe sau nu școala la 8 februarie? Da, da, va începe școala la 8 februarie, bineînțeles, cu scandalurile de rigoare. Mulțumesc foarte mult, Ionela Sărutmâna, îți mulțumesc că ai stat lângă noi atâta timp. Oameni buni, unul dintre masteranzii de valoare ai Universității Politehnice București, te întreb direct, nu te pun să vorbești, Ionela, în numele studenților din România, că n-ai căderea asta, dar te întreb în numele tău și al celor care ca tine se străduiesc să devină mari și valoroși ingineri. Ce înseamnă lipsa din laboratoare și ce înseamnă iminenta și necesara ce ar însemna întoarcere în amfiteatre și laboratoare? Din punctul meu de vedere, faptul că trebuie ca laboratoarele să fie făcute în regim online reprezintă clar un deficit pentru noi. Cadrele didactice s-au străduit, au efectuat dumnealor lucrările de specialitate, au filmat fiecare etapă în parte și ne-au explicat, însă efortul dumnealor, din păcate, nu suplinește activitatea practică. Noi cu toții ne dorim să ne întoarcem la normal. Ionela, nu știu părinții tăi, nu știu. Tu, dacă vrei, îmi spui, dacă nu, cât s-au chinuit să te țină pe tine în facultate să te facă inginer. Sunt familii foarte multe care se chinuie de le sar capacele și iau de la gură ca să-și facă, și anume, copilul inginer, medic, avocat și așa mai departe. Întrebare. Anul ăsta, 2020-2021, atipic, pandemic și nenorocit cum a fost el, cât a afectat în opinia ta, dar sincer, Ionela, cât a afectat procesul de învățare și nivelul de după absolvire al absolventului? Din punctul meu de vedere, această situație a afectat într-o oarecare măsură evoluția noastră a studenților. Pot să spun din punctul meu de vedere ce mi s-a întâmplat mie. A trebuit să modific partea a doua a lucrării de licență, care a fost o parte practică, și a trebuit să studiez literatura de specialitate și să fac un studiu comparativ. M-am descurcat, la fel ca mine au făcut și alți studenți, neputând merge fizic în laboratoare pentru a-și face lucrările. Vor fi, știu că e o întrebare grea, dar mizez pe faptul că mă uit în ochii tăi și pare o fată sinceră. Vor fi absolvenți mai puțin pregătiți ca în anii de învățământ trecuți sau ați compensat, ați reușit să compensați? Consider că am compensat. Muncim mult mai mult decât munceam în laboratoare. Acum primim analize și avem rapoarte peste rapoarte săptămânal, trebuie să comentăm, la mine la inginerie medicală, cel puțin la masterul pe care îl urmez, trebuie să comentăm analizele pe care cadrele didactice le fac în laborator, trebuie să învățăm softuri cu care să putem comenta aceste analize și da, consider că s-a compensat într-adevăr. Ultima întrebare, ai un minut să răspunzi la ea, mai puțin de un minut, cu sinceritate vreau să răspunzi eu de la. După ce termin masteratul, pleci din țară sau rămâi să servești poporul care te-a școlit? Nu plec din țară după ce termin masteratul, o să fac și doctoratul. Îmi doresc foarte mult să ajung asistent universitar și cadru didactic și să rămân în continuare inginer cercetător aici în România. Am devenit subit fanul tău, îți mulțumesc că în sfârșit copiii noștri au de la cine să învețe carte, nu pleacă chiar toți oamenii valoroși. Ionela, cum spunea tata, Dumnezeu să-l ierte, haram de familia ta că bine te-a crescut și bine te-a educat, fată, bravo! Publicitate, revenim cu o știre și cu imagini despre amicul meu, Toni Grecu, un om cu care am făcut emisiuni la TVR, la OTV, n-am făcut la B1 că n-am apucat, o să fac probabil după ce se va face bine. Toni Grecu este în spital și o să venim și cu informații, dar mai ales cu imagini. Rămâneți alături de noi! Ne-am întors, vă dau știrea repede. Evenimentul zilei, veste devastatoare pentru lumea televiziunii. Toni Grecu este internat în stare gravă la terapie intensivă, bolnav de COVID-19. Știrea este alarmantă și neadevărată. Nu. Toni Grecu se află la Balș. Îl salut pe străinul Cercel și echipa lui, un profesor redutabil și o echipă redutabilă.
Toni Grecu, din informațiile pe care le-a furnizat soția lui, pe care o salut și o cunosc și o respect, este într-o fază mult mai bună, e bolnav de COVID, nu este niciun fel de devastatoare știrea, e doar pentru audiență. Vă las în compania lui Toni Grecu, pe care, repet, îl salut și pentru sănătatea căruia mă rog, un om minunat, ca de altfel toți membrii grupului Diversis. Rămâneți cu Toni Grecu.